Am surprins-o pe Anca Țurcașiu la un eveniment dedicat persoanelor pe care viața le-a încercat greu. Vedeta ne-a vorbit despre greutățile prin care a trecut, dar și despre ritualul aparte prin care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce are. A patra oară când vin aici. Eu vin în fiecare an. Am făcut și anul trecut interviu și acum de ani. Da. E o chestiune pe care o fac cu tot sufletul meu și n-am cum să nu vin. Adică dacă e Atypic Beauty, trebuie să fiu aici. E tot sufletul meu aici, alături de toți oamenii ăștia minunați. Au fost momente grele în viața ta și te-au făcut să empatizezi cu oamenii aceștia care poate sunt ușor mai nenorocoși decât noi. Nu cred că cineva poate să spună că a trecut prin greu și să compare situația de a te vedea de mâine paralizat de la brâu în jos. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Nu pot să spun că am avut momente grele. Eu sunt o norocoasă. Am avut o viață foarte lină și fericită. Mi-am și construit așa un drum lent, dar frumos. N-am avut în familie boli, n-am avut probleme de sănătate, suntem zdraveni, suntem bine, adică avem niște meserii care ne aduc satisfacții, ni le-am ales pentru că ne plac, scuză-mă, pentru că ne fac plăcere, adică nu pot să spun că am avut greutăți, cum au mulți oameni, adică m-ar bate Dumnezeu. Ești genul de om care știi să îți apreciezi și să mulțumești pentru viața pe care o ai. Văd foarte mulți oameni care aparent au cam mai mult decât le trebuie, dacă vrei, și se declară tot timpul nemulțumit. Da, absolut. Eu în fiecare dimineață, primul lucru, până am dat jos din pat, deschid ochii și zâmbesc. Trag un aer în piept și mulțumesc de Dumnezeu că sunt încă aici. Asta fac în fiecare dimineață, conștientizez prezența mea aici, pentru că singura realitate este asta, între noi două acum. În rest, ce a fost, s-a dus, ce va fi, habar n-avem ce va fi.